Încă data de 2024, pe data de 23 mai, hai să vedem ce avem într-o familie de producție pe staționar. Cum se prezintă matca B24X. Dacă a intrat în friguri, mă interesează cel mai mult. Dacă a intrat în frigurile roitului. Dar să văd ce este înăuntru, că nu l-am verificat de mult. E ceva timp de când nu l-am verificat. Dacă e plin cu albină, o fi. Dar tot ce trebuie făcut este că să luăm ramă cu ramă și să verific prezența bocilor. Dacă are multă miere, să-i mai scot din miere, să-i mai dau foi. Da, deci este ceva foarte, foarte fain. O colonie pe 24 de rame. Și arată foarte bine. Aici matca are posibilitatea să urce și sus. Acum mă tot uit de unde să iau eu o ramă așa frumos. Să vedem de unde luăm o ramă. Prima ramă îl iau cu cleștere. Oho! Are ceva miere. Stați că nu vreau să vă deranjez foarte tare. Mai ales că matca s-ar putea să fie pe aici. Aici a depus ouă foarte frumos. Deci nu este în niciun caz în frigurile roitului. Să mă uit după matca. Singurul lucru ce trebuie eu să fac este să mă mai uit la câteva rame așa, să văd cam pe câte rame și-a făcut cuibul. S-a făcut trântori, foarte multă miere. Această miere ar putea fi, să zic așa, extrasă în caz că n-ar avea păgher. A adus miere foarte, foarte multă. Mai pe românește este o regină Becca, e un buckfast. O cantitate impresionată de puiet larvar. Așa. Foarte, foarte mult puiet larvar. Cel puțin 2 săptămâni o să intre în friguri. Dar cu aceste rame, cu miere și cu puiet căpăcit, se poate da la roiurile care se vor împerechea reginele pentru a-i întări. Mă uitam dacă are polen, dar are și polen în partea de sus a ramei. Mă interesează proteina, să aibă proteină prezentă în suc.
Foarte fain. Nu are o celulă goală, aia mă îngrijorează pe mine. Au apărut cupulele, să zic așa. Este ar putea să intre în friguri până la urmă, mai ales că nu are loc. Dar dacă n-ar intra în friguri, ar fi perfect. Ar trebui să iau două rame cu cuiet căpăcit. O să fac acest lucru acum. Deci să iau eu două rame cu cuiet căpăcit de aici și cu mâncare și o să-l duc la o colonie care are făcut, să zic așa, metoda de mare. Deci o ramă cu cuiet căpăcit și eu am și pe a doua. Nu este o matcă roitoare, dar are foarte mult cuiet. Așa. Mă uit să nu iau matca. Toate că aș putea să și scutur o astfel de ramă. Bun, deci o să-l subțiez de două rame cu cuiet căpăcit. În locul acele două rame o să-i pun două foi. Și acum să mai arunc o privire, să fiu sigur că nu e nicio problemă cu dânsa. Arată bine, bine. Are multe cupule construite, deci n-ar mai rezista foarte mult, să zic așa. Uit dacă are depus vreun nou, încă nu. Încă nu are. Poate aș reuși să-l țin în frâu, încă un timp, fără să-i facă metoda de mare. Totul arată bine, bine. Aici, când cuibul se va restrânge, da, folosesc rame de la el ca să întăresc roii viitori. Dau rame cu... îi dau foițe să construiască și la celelalte colonii mai mici o să le dau rame din astea cu miere. Iată o ramă frumoasă ce ar merge extrasă. Dar amână extragerile astea până când termin cu toți roii care i-am în vedere să-i fac. Îi scot mierea și după aceea trebuie să dau la roi, știu eu, hrană. Bine, arată bine, bine. Așa, deci două rame scot. Cam asta e, îi pun două foițe,
Mă mai gândesc dacă iau și ramele cu miere, dacă ar fi cazul, dar nu. Îi dau doar două foițe și îl las în pace să văd ce se întâmplă cu foițele. Cam așa arată o familie de producție, n-a intrat în friguri. O matcă B24X. Să am toate reginele care le-am făcut din dâns și așa anul viitor și ar fi perfect. Și cam atâta, până data viitoare, numai bine!